Suntem acum în legătură directă prin satelit cu Lavinia. Ia uzi, păsărelele e în curte. Păsărelele e de lângă mine mai degrabă în acest moment. Ai geamul deschis că am auzit cucu. Da, să știi că se aude și cucu, se aud pițigoi. E foarte, foarte frumos. Te bucurăm foarte mult de pomii care sunt înflorite acum. E o diferență de la cer la pământ să fim închiși în apartament sau aici unde avem o curte la dispoziție. Suntem foarte norocoși și suntem recunoscători pentru ceea ce avem în momentul ăsta și cred că acum mai mult ca niciodată ne bucurăm din tot sufletul de căsuța noastră de la țară. Ne-am schimbat reședința în ultimele două săptămâni, având în vedere că eu două săptămâni sunt acasă, două săptămâni merg la serviciu. Foarte frumos! Și cum e cu gașca în izolare? Sunt, să le spunem, mai multe părți frumoase și mai puține grele, dar este o provocare fiecare zi. Pentru că, deși ei sunt trei și se joacă foarte mult împreună, le lipsește joaca cu alți copii, le lipsește socializarea și contactul direct pe care îl aveau la grădiniță cu copiii. Ei fac grădiniță online câte o oră fiecare și e ceva de vis. Merge puțin mai greu cu Clara, ea are 3 ani jumate și mult mai bine cu Matias, la 5 ani jumate. Iar Karin? Karin e o grăsună simpatică care pur și simplu în ultimele 2 luni de izolare cu frații de dimineața până seara și de noaptea până dimineața a explodat în ceea ce privește limbajul. Ea în vară o să facă, în august o să facă 2 ani, dar deja vorbește foarte bine, vorbește în propoziții. Așa că am avut multe de câștigat în perioada asta destul de dificilă, mai ales pentru, de fapt și pentru noi adulții, că noi măcinăm fricile și stresul, că e o viață cu totul nouă la care trebuie să ne adaptăm din multe puncte de vedere. Matias, Matias, mă aude? Clara, mă aude? Copii, mă auziți? Te aud foarte bine. Dacă mă auziți, să știți, copii, că este o regulă foarte clară. Copiii au preluat puterea, copiii pot să facă ce vor. Se culcă când vor, se joacă cum vor și practic ei dau ordine părinților, pentru că noi trebuie să le validăm emoțiile copiilor. Da, deci, Clara, tu ești șefa cu Matias. Ea e șefa oricum. Apropo de asta, Karin visează noaptea că se și în somn se ceartă cu ea. Ea e șefa, după cum vedeți. Dar ai menționat bine toate aceste aspecte pentru că cumva noi trebuie să lăsăm puțin garda jos și să ne restabilim standardele, să zic așa, pe care le-am avut la un moment dat în viața noastră de dinainte. Mai o secundă, poți să-i spui lui Matias că între 2 și 5 e ora de somn sau e pauza din izolare, să nu mai dea cu bormașina sau cu ciocanul cu... Păi, acum Karin doarme, spre exemplu, și am rugat să stea liniștit lângă mine și să-și facă o șipă tren aici. Te ascultă, îmi place. Dar, cât de liniștiți pot sta doi copii destul de mici, mai sar peste somnul de prânz. Înainte nu se întâmpla asta, dar iată, așa cum ai spus și tu, copiii sunt la putere. Da, dar, ce ei sunt la putere și să-i lăsăm la putere frumoasa noastră colegă Lavinia. Petrea, când te întorci la știrile Pro TV? Săptămâna viitoare. Acum noi ne raportăm așa la câte 14 zile, nu cum era înainte la 7 zile și am impresia că zboară și când merg la serviciu și când stau în perioada asta de izolare, pur și simplu zboară, am impresia că trece și mai repede decât înainte. Acum nu am absolut deloc ajutor, înainte, acum îmi dau seama, deci era raiul pe pământ. Faptul că mergeau la grădiniță, faptul că mai puteam primi ajutor din partea mamei, din partea socrilor, era... Acum apreciem altfel. Altfel, eu trebuie să fac absolut totul, de dimineața până seara nu stau o clipă, nu că mă plâng, dar pur și simplu a trebuit să reconfigurez totul și să renunț din lucrurile pe care le făceam și doar pentru mine. Dar, va veni timpul. Așa,
puțin stres legat de partea educațională, deși ei sunt foarte mici acum. Eu n-aș vrea să piardă de tot contactul cu activitățile astea pe care le făceau la grădiniță și ieri am primit vestea că până în septembrie totul rămâne închis. Eu sper din tot sufletul ca în septembrie să mai existe grădinița la care mergeau ei și să-i pot duce. Iarăși urmează niște luni în care trebuie să vedem pur și simplu cum o să facem. Noi trebuie să mergem la serviciu și eu și soțul și tot noi. Bine, Matias! Și cu ei. Da, va fi interesant cum va fi și viața după această perioadă de izolare. Oricum, te vedem relaxată și e bine, asta contează. Da, aici în cuibul meu sunt relaxată, mai relaxată. Dar uite, apropo de relaxarea asta, să-ți povestesc un scurt moment de acum aproape 2 săptămâni, când după 3 săptămâni mi-am luat inima în dinți să ies să mă duc la magazin. Deci vreo 3 săptămâni nu fusesem deloc la magazin, am comandat online. Am ajuns în parcare și am stat vreo 5 minute în mașină, mi-am pus masca, mănuși, să-mi prind curaj să merg în magazin. Niciodată în viața mea n-am avut o asemenea fobie și un asemenea sentiment și nu mi-a plăcut și sper să rămânem întregi din punct de vedere social, relațional, după ce o să treacă toată povestea asta. Doamne ajută! Noi avem consultație în fiecare luni cu doamna psiholog, Raluca, prietena noastră, și încercăm așa să fim pe linia de plutire. Și cu siguranță ei iau câte ceva pentru fiecare dintre noi, doar să-i acceptăm și să-i acceptăm. Da, Lavinia, îți mulțumim mult de tot, ai grijă de tine, ai grijă de copiii, salutări familiei și toate cele bune. Copii, nu uitați, voi sunteți șefii, faceți-vă de cap acasă! Vă pupăm! Pa! Perfect! Și toți copiii care se uită acum la televizor, bă, copii, voi sunteți șefi, mă, deci faceți exact ce veți acasă. Dacă părinții nu vă ascultă, este pur și simplu o problemă a lor.